Analiza rezultatelor obținute de diversele formațiuni politice la alegerile locale au stat în atenția analizei a doi specialiști în sociologie și științe politice. Una din surprizele scrutinului din 5 iunie a rămas Partidul România Unită și candidatul său, Sorin Cazan, care a obținut la Roman doar 580 de voturi, respectiv 2,54% pentru funcția de primar și 702 voturi pentru consiliul local, adică 3,12%. Da, rezultatul la Roman, eu zic că nu este surprinzător pentru nimeni. Un singur lucru pentru mine a fost surprinzător din punct de vedere al rezultatelor. Nu scorul foarte mare obținut de Laurențiu Leoreanu, ci scorul foarte mic obținut de Sorin Cazan. Vorbeam... Cel mai agresiv dintre toți. Nu știu dacă a fost cel mai agresiv dintre toți, au fost alții mai agresivi. Acum, Sorin Cazan mi-e simpatic așa ca om, o persoană interesantă, face cam același zice gen de campanie. Zice că e politolog, zice și atât este... Este, da, absolvent din ce știu eu de științe politice, deci rezultatul obținut de PRU, având în vedere filonul naționalist pe care eu mă așteptam să se încadreze mai bine, adică mă așteptam chiar dacă Sorin Cazan n-a fost pe un trend neapărat crescător, pentru că el deja e paradoxal. El, deși n-a ocupat niciodată o funcție administrativă reală, da, cu decizie, el a intrat într-un erodaj de campanie. E o chestiune destul de ciudată. A obținut acum, mă uitam, jumătate din voturile pe care le-a obținut acum 4 ani candidând independent la Consiliul Local. Având în vedere și rezultatul la nivel central al președintelui PRU, deputatul Bogdan Diaconu, care a candidat pentru postul de primar al Bucureștiului, se pare că filonul naționalist este în cădere liberă. E singura surpriză, în rest nu e din felul în care a decurs campania, din felul în care și-au creat... Aceeași situație a păzit-o și șefului la București, care a candidat pentru... Da, păi, tocmai de-aia am spus, pentru mine este surprinzător cum filonul naționalist este în cădere liberă. Efectiv nu știu ce s-a întâmplat. Rezultatele Partidului România Unită sunt mai bune la nivel județean, unde formațiunea politică a obținut 847 de voturi, respectiv 3,81%. Nu e chiar încădere liberă. Dacă ne uităm cu atenție pe rezultatele la Consiliul Județean, voturile pentru Consiliul Județean, pentru PRU, vedem că au obținut 847 de voturi în municipiul Roman. Sunt 3,81%, despre ce vorbim. Atenție, însă, 847 de alegători, să spunem că au votat politic, filonul naționalist, iar candidatul acestui partid a obținut doar 600 de voturi aproape. Da. Sub partid. Deci, în mod surprinzător, iată că filonul sau ideea naționalistă în România e mai... m-a apreciat decât candidatul său. Se apreciază faptul că din cauza managementului politic practicat de președintele PRU Neamț, partidul a cunoscut modificări drastice de structură chiar înainte de alegeri. Structura domnului Cazan a implodat înainte de alegeri. Echipa cu care a plecat dumnealui, din ce știu eu, echipa cu care a plecat la drum în organizarea PRU la Roman. Neamț și la Roman. La Roman, discutăm de Roman. A suferit modificări drastice într-o perioadă foarte scurtă de timp înainte de campania electorală. Concluzia a fost aceea că la alegerile locale lumea a apreciat mai mult dezbaterea pe proiecte și foarte puțin cancanurile din timpul campaniei electorale și denigrarea adversarilor, ingrediente care nu au lipsit romașcanilor timp de o lună de zile, ba chiar mai mult dacă ținem seama și din precampanie.